Varianta de 2.3 Turbo a fost gândită pentru Europa. Bă, sunt mulți care vor mustang și nu vor să-l cumpere pentru că sunt taxele mari. Hai să facem o variantă de 2.3 EcoBoost de 309 cai. N-am condus varianta de 309 cai de pe Mustang, care e o mașină de relativ grea, dar am condus varianta de 2.3 EcoBoost de 350 de cai de pe Focus RS când am fost în Italia la Car Vertical, care mi-a plăcut, se conducea jos pălăria demaraj, suspensii, scaune sport, recaro, rigidă, dinamică. Mi-a plăcut cum s-a condus, mi-a plăcut. Dar sunt motoare care au probleme cu chiulasa, sunt motoare care au probleme de fiabilitate, sunt motoare care nu rezistă, din păcate. Și îmi asum că un Mustang de 2.3 EcoBoost de, 2, de, de 309 cai putere și mai grea și cu propulsie este mai înceată decât Focus RS, care este mai puternică, 4-4 și este mai ușoară.